Cum să exciți la propriu o femeie cu un profil online? Dar nu exciți doar o femeie, exciți 100 dacă asta îți dorești, în baza câtă vizibilitate are profilul tău. Dar cum ți-ar plăcea ideea asta? Să ai un profil online atât de mișto, încât, bro, când într-o femeie se excită efectiv. Păi hai să ne gândim puțin. Profilul ăsta online a tău, ce-i mai exact? E avatarul tău. Că atunci când tu mergi în plină stradă, în viața de zi cu zi, la muncă, în oraș, la o cafea, lumea când se uită la tine, nu te vede pe tine pentru ceea ce ești, pentru că trebuie să ajungă să te cunoască, dar îți vede avatarul, adică ceea ce prezinți. Hăinuțele, freza, felul în care mergi, ce obiecte mai deții și așa mai, avatarul per total. Adică, la fel pe profilul tău online, când se va uita, va vedea felul în care te îmbraci, locurile prin care ieși, pe unde îți place să mergi, pasiunile poate și așa mai departe. Deci, ce înțelegem noi extrem, dar extrem de repede? Ca să faci un profil mișto, situația e al naibii de simplă. În primul rând, ai putea să iei cursul Texting Mastery, care l-am lansat special pentru bărbații ca și tine, care au nevoie de ajutor pentru a înțelege mai bine care e dinamica asta cu datingul online, pe Tinder, pe Instagram și așa mai departe. Texting Mastery pe foresnstv.ro, intră chiar acum, aruncă un ochi la el, poate te interesează și te ajută. Dar dacă vrei să ai un profil online extrem de mișto și să fie treaba simplă, bro, uite și tu cât de ușor e. Asigură-te că există o igienă în ce te privește, asigură-te că nu prea există mizerie în fundal atunci când îți faci pozele, pentru că tu descoperi de fapt un oarecare adevăr și dureros de altfel. Ca bărbat probabil zici, bă, adevărul că eu cu profilul meu prea reușit să atrag femei. Păi da, bro, pentru că lumea, nu știu dacă ai observat, investește foarte mult în minciună. Lumea este foarte, foarte, foarte atrasă de minciună și mai ales femeile, 96% dintre ele, pentru că și ele au de lucrat cu traumele și cu fricile, sunt atrase de minciună. Probabil ai observat că majoritatea femeilor sunt atrase de bărbații ăștia, mai bad boy, care când te uiți la ei, ce comunică? Comunică oarecare atitudine arogantă, poate puțin mai rece, comunică totuși o indisponibilitate, nu au timp de ele atât de mult cât ar avea bărbații pe care tu îi cunoști sau poate chiar tu, da, când dădeai o grămadă de timp femeilor și ai văzut că e o greșeală. De fapt, ele sunt foarte atrase de bărbații ăștia care parcă reflectă un tipar toxic, nu? Te gândești în sinea ta, băi, ce femeie normală la cap ar vrea un bărbat care nu prea e prezent, care e de obicei indisponibil, care comunică vag, care face joculețe psihologice, nu? Ce femeie ar vrea treaba asta? Păi, femeia care are niște frici, niște traume, care are niște blocaje tocmai pe faptul că părinții din viața ei cam așa se comportau. Femeia al cărei tată era oarecum absent, femeia al cărei tată nu o iubea așa cum ea își dorea și atunci femeia asta ce înțelege? Că iubirea așa arată, e iubire pasageră, bărbatul vine odată la 5 nopți, face sex cu tine, îți dă porția de iubire pe care vrei să o servești, după care pleacă. Bărbatul ăsta îți vorbește vag, nu prea are timp de tine, nu te ascultă concret, se supără des, te respinge, te împinge, chestii de genul. Astfel încât harta ei internă, am mai vorbit despre asta într-un clip anterior, nu poate înțelege ceea ce este normal, dar înțelege imediat și rezonează foarte mult cu ceea ce este anormal. Și atunci când este iubire în casă, harta ei dă cu virgulă. Nu înțelege ce asta, ea are nevoie de telenovelă, de dramă. Eu îți vorbesc aici de majoritatea femeilor. Și tu care ești bărbat, dacă ai o vârstă, știi foarte bine că ți este foarte familiar tiparul acesta. Da? Așa că acestea fiind spuse, da, tu faci cunoștință cu ceva. Nu e ok să spui poză pe Instagram, de exemplu, că ești cu prietenii la bere, nu e ok să pui poză că ai fost pe la păcănele, nu e ok să pui poză în faptul că ești într-un pantalon scurt cu un tricoaș pe o canapea, că te uiți tu la meci sau mai știu eu ce prostii de genul, sau că bei bere, cum spune. Adică toate pozele astea care de fapt fac parte din viața reală, în realitate comunică non-valoare în ce te privește pe tine. Femeia se uite, zice, bă, ăsta atâta face cu viața lui. Bro, până la urmă noi vorbim aici de majoritatea bărbaților și de o viață relativ simplă. Adică, dincolo de activitățile pe care unul le are, sunt și astea aspecte din viața noastră. Mai stai la o bere cu băieții, te mai uzi la un fotbal, mai joci un ping-pong. Dar imediat ce pui pozele astea, nu o să atragi femeile pe care tu ți le dorești. Știm amândoi foarte bine ce femei îți dorești tu. Tu îți dorești femeile alea minunate, nu? Care estetic arată cumva, pentru că trebuie să faci reclamă prietenilor tăi, să vadă lumea ce boss ești tu. Că dacă ți-ai dori o femeie decentă, pozele astea ar putea funcționa presupunând
că nici fata asta nu are traume de genul sau le are, dar a lucrat la ele și înțelege și ce-i normalitatea. Că tu ai nevoie de o persoană care e într-un soi de neutralitate, într-un echilibru între ambele aspecte. Da, poate fi intrigată de un bărbat elegant care prezintă acest vibe de bad boy, dar care la bază este și un romantic incurabil. Are și partea caldă din el, pentru că fiecare bărbat are și latura feminină, energia feminină și așa mai departe. Nu ne lungim inutil, însă asta voiam să subliniez. Problema este tocmai asta de fapt, că noi nu înțelegem cât de importantă este munca cu aceste răni pe care, repet, le avem absolut toți. Și mai ales la noi bărbații se fac mai văzute, tocmai pentru că noi, spre deosebire de femei, mai avem și putere fizică și așa mai departe. Și la unii poate să o ia razna în ultimul hal să agreseze oameni din punct de vedere violent și așa mai departe. Deci ce vreau să explic aici? Foarte important, dacă nu cel mai important, să lucrăm la treburile astea. Pentru că dacă nu, raportarea noastră la soluționarea problemelor va fi externă. Ce se întâmplă când este externă? Căcaturile pe care le face lumea astăzi. Îți cumperi o nouă mașină, că poate asta o să atragă oameni, o să te razi în cap frumos, te faci chelios, să spui bărbică sau de-astea, poate asta o să atragă, o să te dai cu cel mai scump parfum, poate asta o să atragă, o să pui șampania scumpă pe masă, poate asta o să atragă și o să creezi per total, apropo, un profil online care nu reprezintă deloc ceea ce ești tu, la care tu te uiți și zici, bă, dar cine dracu e ăsta? Nici tu nu te recunoști. Iar femeia, dacă ar fi atrasă de ceea ce ai creat tu pe profilul ăsta, mulțumită unui curs care, până la urmă, îți explică ce ai putea să faci, tu devii versiunea asta care nu ești, de fapt, la bază, în interior. Da? Versiunea asta propusă de cursul nostru Texting Mastery sau de coaching sau ce facem în clipul ăsta este o versiune minunată, da? Un bărbat ar trebui să fie elegant, ar trebui să fie al dracului de igienic, ar trebui să-l aibă pe jeune secoa și un anume șarm și o carisma, ar trebui să bea un par de vin pe balcon, să aibă o atitudine de calm, aibă o poezie la descriere pe malul mării, poate asta îi trecea prin cap, la asta se gândea sau la asta reflecta, da? Ar trebui să aibă lucrurile astea, dacă tu nu le simți, dacă tu le faci ca un soi de acting, ca să atragi, ca să cucerești, dar tu la bază nu înțelegi. Tu nu poți să bei un vin calm în primul rând, tu încă consumi o grămadă de bere, de exemplu, și nici nu știi de ce. Mă rog, aici intrăm în alte discuții, dar ideea la bază asta e devenind ceva ce tu nu ești. Și având o problemă totuși cu ceea ce este propus în cursurile astea, pentru că ghiși ce, femeia este atrasă de un bărbat care are o latură mai romantică, mai deep înăuntru lui. O femeie este atrasă de un bărbat cu care poate fi mai calm în atitudine. Este atrasă de un bărbat cu care poate sta pe malul mării. Dar ultimii bărbați cu care am lucrat, de exemplu, au o stare extrem de dubioasă de agitație, au un soi de război în ei. Păi da, pentru că dacă nu lucrăm cu rănile astea, n-avem cum să facem progrese în viața noastră. Iar harta, ceea ce noi deținem înăuntru, se va tot repeta ca o buclă la nesfârșit. De aceea, uită-te la Texting Mastery. Ia cursul ăsta să înțelegi ce presupune a fi un bărbat mișto care într-adevăr înnebunește femeile. Dar încă să iei telefonul în mână, să faci prima poză în sensul ăla sau să pui prima descriere așa cum noi recomandăm în cursul ăla, amintește-ți că tu ar trebui să lucrezi la anumite lucruri ca tu să dai drumul la porcării, la dureri și rușini și ce mai ai tu, ca să fii natural omul ăla. Pentru că în momentul în care ești într-un loc de pace, natural ai vrea să bei o gură de vin pe malul mării. Natural stai pun șezlong întins la soare într-o stare de calmitate. Natural tu nu te mai ceri cu nimeni, nu te întreci cu nimeni. Natural tu nu mai dai o grămadă bani pe o mașină să te ducă din punctul A în punctul B. Natural nu te mai deplasezi pentru o femeie pentru că sunt peste tot și tu îți creezi opțiuni ușor. Natural îți crești valoarea prin conștientizările pe care le ai și lucrurile la care dai drumul. Așa că sper că acest videoclip te ajută, aduce mai multă lumină în viața ta să înțelegi care e adevărata ta muncă. De aceea, de exemplu, nu se recomandă să vii la un coaching pe teren dacă nu ai făcut un coaching online. Vii pe teren și tu crezi că dacă o să vorbești cu două femei, ai obținut elixirul vieții. Vei vorbi cu două femei care vor sublinia același lucru la tine. Că din anumite motive ești cumva înfricoșător sau anxios sau le creezi o stare de neliniște, adică le dai starea ta. Femeile astea te vor respinge, te vor refuza, iar tu ca un copil mic foarte probabil te vei bosunvla și te vei supăra. Însă, în realitate, tu doar le-ai făcut să simtă ceea ce tu simți în fiecare zi. Sau te-ai gândit cum o faci să râdă, încercând iară să satisfaci un public în loc să-ți dai seama ce te face pe tine să râzi, cum să te simți tu mai bine în pielea ta, ca lumea să fie atrasă magnetic de ceea ce tu ești.
Astea sunt adevăratele probleme, de fapt. Deci sper că ai înțeles că noi trebuie să lucrăm la disperarea asta compulsivă, la toate stările astea dubioase, la felul în care nouă ne pasă de opinia societății și așa mai departe, de stările în care noi nu experimentăm pacea, liniștea, de această fugă stupidă după bani care nu au ce să producă în viața ta și toate poveștile per total false, cum că dacă ai fi în alt oraș, dacă ai fi în altă țară, dacă ai avea nu știu ce salariu, dacă ai fi cu 3 kg mai puțin, tot felul de povești de astea menite să-ți provoace ție numai minciuni în jurul tău ca să mai supraviețuiești o zi. Așa că dacă ești gata să lucrezi la tine, te aștept fără sns.ro, unde ai coaching, cărți, cursuri sau poți să devii membru la canal să beneficiezi de extra 200 de videoclipuri postate pe acest canal la care doar ca membru ai acces. Ne vedem data viitoare!